Deși e de doar 2 luni în guvern, Vlad Voiculescu, ministrul sănătății, dă piept cu o moțiune îndreptată împotriva sa, care a fost dezbătută ieri în plenul Camerei Deputaților, iar când a vrut să se apere, a fost huiduit la scenă deschisă. Mai mult, PSD ar fi vrut să voteze moțiunea aseară. Vlad Voiculescu a reușit cu greu să se facă auzit printre huiduielile parlamentarilor PSD, care parcă presimțeau că ministrul o să dea vina pe ei pentru haosul din sănătate. Mă bucur să spun ce facem ca să însănătoșim un sistem de sănătate angrenat în ultimii 30 de ani de interese mafiote. Autorii direcți ai dezastrului din ultimii 30 de ani în sistemul de sănătate din România este PSD. Și mafia PSD-istă. Eu cred că autorii acestei moțiuni i-au greșit numele, iar ea s-ar putea numi mai bine Vlad Voiculescu un pericol pentru mafia din sănătate. Nici PSD-iștii nu s-au lăsat mai prejos și discursurile lor au fost dure. Urgența este de sănătate publică. Noi trebuie să răspundem unei urgențe de sănătate publică, să fim responsabili, să ne asumăm acest lucru, nu să discutăm despre imagine, PR, și lucruri de genul ăsta care, din păcate, umplu foarte mult spațiu public și nu rezolvă niciun fel problemele din România. Aș vrea să rog pe domnul ministru să ne spună, poate, care 10 măsuri concrete pe care le-a luat de când este ministru sănătății și aș vrea să rog să nu ne spună lucruri de genul ministerul evaluează, monitorizează și lucruri de genul ăsta, care n-au niciun fel de impact fără o măsură concretă luată pentru creșterea siguranței în spitale, pentru îmbunătățirea testării, pentru îmbunătățirea supravegherii epidemiologice în momentul în care avem această urgență de sănătate publică. Cred că este foarte multă demagogie și foarte puțină acțiune și asumare. Votul pe moțiunea simplă depusă de PSD împotriva lui Vlad Voiculescu va fi dat miercuri.